Inimă de cerneală, de Cornelia Funke. Capitolul 20. Șerpi și mărăcini. Farurile se apropiau, oricât de hotărât apăsa Elinor pe accelerație. Poate e doar o mașină oarecare, zise Maggie, dar știa și ea că era mult mai mult decât neverosimil. Pe șoseaua gloduroasă, presărată cu hârtoape, pe care mergeau de o oră, era un singur sat, și acela era satul lui Capricorn. Urmăritorii lor numai de acolo puteau veni. Și ce-i de făcut acum? Strigă Elinor. De emoție, conducea în zigzag. Nu mă las închisă încă o dată în gaura aia! Nu, nu, nu! La fiecare nu, lovea volanul cu palma. N-ați spus că le-ați tăiat cauciucurile? Se răsti la deget de praf. Bineînțeles, răspunse el furios, pe semne că au prevăzut astfel de cazuri. Sau n-ați auzit de cauciucuri de rezervă? Accelerați! Ar trebui să apară curând o așezare. Nu poate fi departe. Dacă o scoatem la capăt până acolo... Dacă, da, dacă, strigă Elinor și ciocăni cu degetul indicatorul de combustibil. Benzina ne mai ajunge cel mult pentru 10. Poate pentru 20 de kilometri. Nici nu mai apucară să meargă atât. La o curbă strânsă, cauciucul din față plesni. Elinor abia putu să întoarcă, smucind volanul, înainte ca mașina să patineze și să iasă de pe șosea. Maggie strigă și își acoperi fața cu mâinile. Pe durata unui moment groaznic, crezu că se vor prăbuși pe povârnișul abrupt care se perdea în întuneric, pe partea stângă a șoselei. Dar combiul patină la dreapta și își freca apărătoarea de noroi de zidul de bolovani, înalt doar până la genunchi, ce mărginea cealaltă parte a șoselei. Mașina scoase un ultim oftat și se opri sub crăcile unui gorun care se apleca peste șosea ca și cum ar fi vrut să atingă asfaltul. Oh, la naiba, înjură Elinor în timp ce își desfăcea centura. E toată lumea în regulă? Știu eu de ce n-am avut niciodată încredere în mașini, mormăi deget de praf și împinse ușa. Maggie tremura din tot corpul. Mo o trase din mașină și o privi cu îngrijorare. E în regulă? Maggie dădu din cap. Farid ieși prin partea lui deget de praf. Oare tot mai credea că e un vis? Deget de praf stătea pe șosea, cu rucsacul pe umăr și asculta. Din depărtare, un zgomot de motor se auzea în noapte. Mașina trebuie să dispară de pe șosea, zise el. Ce? Elinor îl privi consternată. Trebuie să o împingem pe povârniș în jos. Mașina mea? Elinor aproape strigă. Are dreptate, Elinor, zise Mo. Poate așa putem să scăpăm de ei. O împingem pe povârniș în jos. Probabil că în întuneric nici nu o vor vedea. Și dacă totuși se vor gândi că ne-am îndepărtat de șosea. În timp ce noi ne vom cățăra pe coastă și ne vom ascunde printre copaci. Elinor aruncă o privire neîncrezătoare în sus. Dar e mult prea abrupt. Și cum rămâne cu șerpii? Basta are precis un alt cuțit, zise deget de praf. Elinor îi aruncă cea mai sumbră privire a ei. Apoi, fără să mai spună o vorbă, se duse în spatele mașinii și se uită în portbagaj. Unde e bagajul nostru? Întrebă ea. Deget de praf o examină înveselit. Pe semne că l-a împărțit Basta slujitoarelor. Îi place să le câștige simpatia. Elinor se uită la el ca și cum n-ar fi crezut niciun cuvânt din ce spunea. Închise portbagajul, se propti de mașină și începu să împingă. Nu izbutiră. Oricât de mult o împinseră și o îmbrânciră, mașina Elinorei se răstogoli cei drept de pe șosea, dar pe pantă în jos nu alunecă decât vreo 2 metri. Apoi se opri, cu nasul de tinichea prins în hățiș și nu se mai clinti. În schimb, zgomotul de motor care suna atât de straniu în această pustietate,
departe de oameni, se auzea deja amenințător de aproape. Uzi de transpirație, urcară din nou pe șosea, după ce Deget de Praf îi dădu mașinii îndărătnice o ultimă lovitură de picior. Se cățărară peste zidul care arăta de parcă fiecare piatră ar fi avut mai mult de 1000 de ani și începură să se lupte cu povârnișul. Numai să se îndepărteze de șosea. Mo o trase pe Maggie după el, iar Deget de Praf îl ajută pe Farid. Elinor avea destulă bătaie de cap cu propria persoană. Tot versantul era acoperit de ziduri, de locuri în care natura încercase din greu să smulgă pământului sărăcăcios ogoare înguste și grădini pentru câțiva măslini, pentru vițe de vie, pentru orice putea să rodească pe acest pământ. Copacii erau însă de mult sălbăticiți, iar pământul era acoperit de fructe pe care nimeni nu le mai culesese, deoarece oamenii plecaseră de mult pentru a găsi în altă parte o viață mai puțin dură. Jos capetele! Suflă din greu Deget de Praf, ghemuindu-se cu Farid în spatele unuia dintre zidurile derăpânate. Vin! Mo o trase pe Maggie sub cel mai apropiat copac. Hățișul de mărăcini care creștea printre rădăcinile noduroase era destul de înalt pentru a-i ascunde. Și șerpii? Șopti Elinor, urmându-i poticnit. Le e prea frig acum, șopti Deget de Praf din ascunzătoarea lui. N-ați învățătoare nimic din toate cărțile alea șmechere pe care le aveți acasă? Elinor avea deja răspunsul pe limbă, dar Mo îi apăsă mâna pe gură. Sub ei se ivi mașina. Era camionul din care ieșise Santinela somnoroasă. Fără a încetini, mașina trecut de locul în care împinseseră pe povârniș combiul Elinorei și dispăru după următoarea cotitură a șoselei. Maggie voi să ridice ușurată capul din mărăcini, dar Mo o împinse din nou în jos. Încă nu, șopti el și trase cu urechea. Noaptea era atât de calmă cum lui Maggie nu-i mai fusese niciodată dat să vadă. Era de parcă s-ar fi putut auzi respirând copacii, iarba și chiar noaptea. Văzură farurile camionului ivindu-se dincolo, pe povârnișul altui deal. Două degete de lumină care își dibuiau drumul de-a lungul unei șosele nevăzute. Dar brusc nu se mai clintiră din loc. Se întorc, șopti Elinor. O, Doamne, ce-i de făcut? Voi să se scoale, dar Mo o ținu strâns. Ești nebună? Șopti el. E prea târziu ca să ne cățărăm mai departe. Ne-ar vedea. Mo avea dreptate. Camionul se întoarse rapid. Maggie văzu cum se opri doar la câțiva metri de locul în care împinseseră de pe șosea mașina Elinorei. Auzi ușile mașinii deschizându-se brusc și văzu doi bărbați coborând. Amândoi erau cu spatele, dar când unul dintre ei se întoarse, Maggie crezu că recunoaște chipul lui Basta, cu toate că nu era decât o pată luminoasă în noapte. Aici e mașina, zise celălalt. Să fi fost nasturtit, era destul de mare și de lătăreț. Ia vezi dacă sunt înăuntru. Da, ăsta era Basta. Maggie i-ar fi recunoscut vocea dintr-o mie. Nasturtit coborâ greoi pe povârniș. Maggie îl auzi înjurând mărăcinii, țepii, întunericul, șleachta blestemată pentru care trebuia să umble de colo-colo, împiedicându-se prin întuneric. Basta continua să stea pe șosea. Când își aprinse țigara cu o brichetă, pe fața lui se așternură umbre adânci. Fumul juca alb, ridicându-se spre ei, până celui Maggie îi se păru că îi simte mirosul. Nu sunt aici, strigă nasturtit, pe semne că au plecat mai departe, pe jos. La naiba, crezi că trebuie să-i urmărim? Basta se apropie de marginea șoselei și privi în jos. Apoi se întoarse și cercetă versantul pe care Maggie, cu inima bătându-i din răsputeri, se ghemuia lângă Mo.
Prea departe nu pot să fie, zise el, dar în întuneric o să fie greu să le dăm de urmă. Exact, n-a sturtit, sufla din greu când ajunse pe șosea. Până la urmă, nu suntem niște blestemați de indieni, nu? Basta nu răspunse. Stătea acolo, asculta și trăgea din țigară. Apoi îi șopti ceva lui Nasturtit. Inima lui Maggie aproape încetă să mai bată. Nasturtit privi îngrijorat în jur. Nu, hai mai bine să aducem câinii, îl auzi Maggie spunând. Chiar dacă s-au ascuns undeva, cum să știm dacă au luat-o în sus sau în jos? Basta aruncă o privire spre copaci, se uită pe șosea în jos și-și stinse țigara. Încercăm mai întâi în jos, zise el și aruncă o pușcă lui Nasturtit. Grasa a preferat cu siguranță să o ia la vale. Fără să mai spună nimic, dispăru în întuneric. Nasturtit aruncă o privire plină de jin spre camion și o luă mormăind pe urmele lui Basta. Abia ieșiră cei doi din raza lor, că Deget de Praf se și ridică, tăcut ca o umbră și le arătă coasta. Când se luară după el, inima lui Maggie bătea să se spargă. Alunecau de la un copac la altul, de la un tufiș la altul, aruncând necontenit priviri în urmă. La fiecare ramură care se frângea sub încălțările lor, Maggie se speria. Dar din fericire, Basta și Nasturtit făceau și ei ceva zgomot în vreme ce se mișcau coborând dealul prin hățiș. La un moment dat nu mai văzură șoseaua, dar spaima că poate Basta se întorsese și venea după ei în sus nu-i părăsea. De câte ori se opreau să asculte, nu și auzeau decât propria suflare. Au să bage în curând de seamă că au ales direcția greșită, șopti la un moment dat Deget de Praf, și atunci au să vină cu câinii. Avem noroc că nu i-au luat imediat cu ei. Basta nu pune cine știe ce preț pe câini și aici are dreptate. Eu i-am hrănit des cu brânză. Asta le face nasul insensibil. Totuși, la un moment dat o să-i aducă, fiindcă nici lui Basta nu-i place să se întoarcă la Capricorn cu o veste proastă. Atunci trebuie să mergem mai repede, zise Mo. Și încotro? Elinor abia mai putea să răsufle. Deget de Praf privi în jur. Maggie se întreba de ce. Ochii ei abia puteau să distingă ceva. Atât era de întuneric. Trebuie să ne orientăm spre sud, zise Deget de Praf. În direcția coastei. Trebuie să ajungem printre oameni. Numai asta ne poate scăpa. Acolo jos, nopțile sunt luminoase și nimeni nu crede în diavol. Farid stătea lângă Maggie. Se uita atât de concentrat în noapte, ca și cum privind țintă ar fi putut să aducă dimineața sau să descopere undeva, în toată acea întunecime, oamenii despre care vorbea Deget de Praf. Dar nu se vedea în întuneric nicio lumină, în afară de o învălmășeală de stele care sclipeau rece și departe pe cer. Pentru o clipă, lui Maggie se păru că sunt ca niște ochi trădători și a avut impresia că le aude șoptind. Uite-i, Basta! Aleargă pe acolo jos! Vino și prinde-i! Înaintau poticnit, strânși la un loc ca să nu se piardă careva. Deget de Praf îl scosese pe Gvin din rucsac și înainte de a-i da drumul pe jos, îi puse zgarda. Nu s-ar fi zis căjderului îi plăcea prea mult asta. Deget de Praf trebuia să-l tragă mereu din hățiș, să-l îndepărteze de toate acele mirosuri promițătoare care rămâneau ascunse nasurilor omenești. Pufăia și chelălăia dezaprobator, își mușca zgarda și trăgea de ea. La naiba, am să mă împiedic odată de bestia asta, bombăni Elinor. Nu poate să țină seama de picioarele mele rănite? Un lucru e sigur, de îndată ce ajungem din nou printre oameni, o să-mi iau cea mai bună cameră de hotel care se poate obține pe bani și o să-mi cuibăresc picioarele într-o pernă mare și moale. Tu mai ai banii? Vocea lui Mo suna neîncrezător. Mie mi-au luat imediat pe toți. Oh, și mie mi-aș făcat Basta portofelul pe loc, zise Elinor.
Dar eu sunt o femeie prevăzătoare. Cardul meu de credit e ascuns într-un loc sigur. Există vreun loc sigur de basta? Deget de Praf îl trase jos pe Gvin de pe un trunc de copac. Firește, răspunse Elinor. Niciun bărbat nu se îndeamnă să percheziționeze o femeie bătrână și grasă. Asta poate fi un avantaj. Câteva dintre cele mai valoroase cărți ale mele le-am ascuns în acest... Se opri brusc și tuși ușor când privirea-i căzut pe Maggie. Dar fata se prefăcu a nu fi auzit ultima propoziție a Elinorei sau cel puțin a nu înțelege despre ce e vorba. Nici nu ești așa grasă, zise ea, și bătrână e destul de exagerat. Ce tare o dureau picioarele! Oh, scumpo, mulțumesc frumos, zise Elinor. Cred că am să te cumpăr de la tatăl tău ca să-mi spui de 3 ori pe zi astfel de lucruri dăgălașe. Cât vrei, Mo, să-ți dau pe ea? Trebuie să mă gândesc, răspunse Mo. Ce ai zice de 3 tablete de ciocolată pe zi? Vorbeau așa, cu vocele scăzute, aproape în șoaptă, în timp ce se zbăteau să treacă prin blana de mărăcini a dealurilor. Era indiferent despre ce vorbeau, căci toate acele vorbe șușotite aveau un singur scop, acela de a ține la distanță frica și oboseala care îngreuna mișcările fiecăruia dintre ei. Mergeau mai departe și tot mai departe, sperând că Deget de Praf știe încotro îi conduce. Maggie se ținea tot timpul foarte aproape de Mo. Spatele lui oferea cel puțin de crăcile cu mărăcini. Se prindeau în continuu de hainele ei și zgâreau fața ca niște animale fioroase care pândeau în întuneric cu ghearele lor ascuțite ca niște ace. La un moment dat dădură peste o potecă pe care o urmară. Era mărginită de tuburi de cartușe lăsate în urmă de vânătorii care aduseseră moartea în liniștea acelor locuri. Pe pământul bătătorit se mergea mai ușor, deși Maggie abia mai putea să-și mai ridice picioarele de oboseală. Când se împiedică pentru a doua oară de călcâiul lui Mo, acesta o ridică pe umeri și o purtă așa cum făcuse adesea pe vremuri, pe când nu putea încă ține pasul cu picioarele lui lungi. Purice, o numise atunci, sau Fetița Fulg, sau Tinkerbell, după zâna din Peter Pan. Încă îi mai spunea uneori așa. Maggie își sprijini obosită fața de umerii lui și încercă să se gândească la Peter Pan, nu la șerpi sau la bărbați cu cuțite. Dar de asta dată, propria ei poveste era prea puternică pentru a se lăsa alungată de cea născocită. Farid nu mai spusese nimic de multă vreme. Mergea mai tot timpul poticnit în spatele lui Deget de Praf. S-ar fi zis că începuse să-i placă Gvin. Ori de câte ori jderul își încurca pe undeva zgarda, Farid se grăbea să le libereze, chiar dacă în schimb Gvin șuiera la el și încerca să-i prindă degetele. Odată își înfipse colții atât de adânc în degetul lui mare, încât acesta a început să sângereze. Ei, tot mai crezi că ăsta e un vis? Întrebă batjocoritor Deget de Praf, în timp ce Farid își ștergea sângele. Băiatul nu răspunse. Își cercetă doar degetul dureros. Apoi îl subse și scuipă. Ce să fie altceva? Întrebă el. Deget de Praf se uită la Mo, dar acesta părea atât de cufundat în gânduri, încât nu-i observă privirea. Cum ar fi pur și simplu o nouă poveste? Zise Deget de Praf. Farid râse. O nouă poveste. Asta îmi place. Mi-au plăcut întotdeauna poveștile. A, da? Și asta cum îți place? Sunt nițel cam prea mulți mărăcini și n-ar fi rău să înceapă să se lumineze, dar oricum nu trebuie încă să lucrez. Asta e ceva. Maggie zâmbi. În depărtare țipă o pasăre. Gvin se opri și își ridică botul adulmecând. Noaptea aparține hoților. Le-a aparținut întotdeauna. În casă, la adăpostul luminii și al zidurilor puternice, asta se uită ușor.
Noaptea îi apără pe vânători, îi ajută să se strecoare și le lovește prada de orbire. Maggie își aminti câteva cuvinte dintr-una din cărțile ei preferate. Căci pentru canin, gheară și labă, ceasurile nopții sunt ceasurile puterii. Își sprijini fața de umerii lui Mo. Poate că ar fi bine să merg iarăși singură, se gândi. Mă duce deja de atâta timp. Dar apoi a țipi în spatele lui.